stimați prieteni, ce facem astăzi aici? Am pus la oaltă vorbitorincii cu neînvinșini la inițiativa BRD, care are și o idee așa care spune tuturor, investește în tine. Și la lucrul acesta o să ne uităm astăzi. De fapt, miezul, esența discuției noastre este despre cum trebuie să creștem. La un moment dat, cineva într-o bancă a spus că oamenii trebuie să investească. Și în timp ce în obiecte, în lucruri, să ia credite, să facă bani, să economisească pentru viitor. Și în timp ce avea loc discuția asta, oamenii de la BRD au spus, da, ca să faci toate lucrurile astea, nu trebuie să investești în tine. Și vom vorbi despre investiția în sine. Și asta o să vedeți astăzi. Sunt și câteva secvențe în întâlnirea noastră. Imediat aici pe scenă va păși Cristina Neagu. Vom sta de vorbă cu ea. Vom primi întrebări de la super campion de peste tot din lumea asta pentru Cristina. Iar la final sunteți liberi să întrebați orice, mai ales pe ea. Asta spun așa. Și eu când m-am gândit la chestiunea asta cu investește în tine, mi-am dat seama de un lucru, cât de greu este pentru, cel puțin pentru generația mea așa, care e la jumătatea vârstei, poate chiar și pentru Radu, să mai facă investiția asta în sine. În general, suntem educați de acasă să investim în sănătate, să punem ceva bani deoparte, dacă îi avem, și mai e un tip de investiție la care aproape că nu ne uităm. Deodată renunți, știi? Când se pare la 40, 40 ceva, 50 de ani, ce mai ai de învățat în viață? Și mi-a arătat că și la vârsta asta trebuie să fii obligat sau să te obligi pe tine însuți să gândești mai mult. Să mergi la școală, să faci cursuri, să citești cât mai mult, să asculți cursuri pe internet, să înveți practic zi de zi, pentru că trăim într-o epocă de schimbări absolut formidabile. Și pe lângă asta, spun eu, mai e un tip de investiție pe care îl poți face în tine și pentru care sunteți astăzi aici, cred eu. Să asculți opiniile altor oameni, să încerci să le înțelegi, fie că îți plac, fie că nu-ți plac, dar să le dai acele 30 de secunde de atenție în care poate vei înțelege un pic mai mult că suntem diferiți unii de alții, că gândim lumea în mod diferit, că altfel, alta este povestea mea despre Cristina Neagu decât e povestea dumneavoastră, că alta este povestea mea despre handbalul românesc sau despre ce se întâmplă în altă țară decât e povestea dumneavoastră. Din toată diversitatea asta de opinii se naște ceea ce suntem astăzi, o societate cât de cât funcțională. Și ăsta e lucru la care eu mă gândesc cel mai des când vine vorba despre investește în tine. Gândește-te la ceilalți și dă-le un pic de timp sau dă-ți un pic de timp să-i asculți. Într-un minut o să poftim pe Cristina Neagu pe scenă, dar vreau să vă povestesc ceva înainte ca să înțeleagă și ea cum e să ne uităm la ea la televizor. Adică mi se pare important, pentru că acum se uită ea la noi și sper că are același ghem în stomac pe care l-am și eu când mă uit la ea la televizor. Deci să fi fost 2015, dar zic așa, cadrul general, pentru că asta se repetă cam de câte ori joacă România și de câte ori joacă CSM-ul. Deci 2015 mergem la mondiale. Merge România, că noi n-am mers, am stat acasă, mă rog, m-am dus la ultimele două meciuri. Am plecat de acasă până la urmă, ce să faci? Nu știu dacă vă aduceți aminte o particularitate a mondialului din 2015. A fost transmis în România la televizor de Telecom, nu? Domnul Enăchescu la dumneavoastră era, nu? Nu era, dar dumneavoastră sunteți vinovat, stați un pic. Și era la Telecom. Eu am abonament la toate astea, adică nu oricum, așa, aveam abonament și la Telecom, dumnealor n-aveau servere. Aia e problema. Când intram un milion de oameni pe server la Telecom, normal că pica. Și atunci mergea cu niște astea așa, să stragi cabluri în casă, destul de greu. Nu e problema. Și încep meciurile. Și mă rog, România joacă bine. Se întâmplă să ajungem în meciul ăla formidabil cu Danemarca, mai cu țipete, mai cu urlete. Și noi căutam feed-uri. Ne uitam după feed-uri din străinătate. Am găsit tot felul de feed-uri. Am reușit să văd meciul. Dar pe parcursul turneului, împreună cu prietenul meu Răzvan Sandulescu, îmi pare rău că nu e aici astăzi să-l fac de rușine, am remarcat un lucru. Că, domnule, fetele astea joacă foarte bine, dar foarte bine, dacă eu văd meciul împreună cu Răzvan.
Ascultați un pic că nu e tot. Da. După care... Cum făceau să afle că sunteți împreună? Treaba lor. După aia, după meciuri ne-am dus, noi ne-am dus în Danemarca imediat după aia. Deci jucau foarte bine când eram împreună. Dar am remarcat la un moment dat următoarea chestiune. Nu când suntem împreună fizic joacă bine, ci când suntem împreună la telefon. Și atunci am hotărât că noi meciurile le vedem la telefon. El acasă la el, eu acasă la mine. Fiecare cu feed-ul lui. Cum feed-ul cădea, fiecare îi povestea celuilalt meciul. Și în felul ăsta era ca o transmisie radiofonică. Bă, tu ai văzut? Da, văzut. Bă, firara dracu. Și ce să mai spunea acolo meci? După care am descoperit cel mai interesant lucru. Că nevestele noastre contribuie la aceste meciuri într-un mod total. Drept urmare, Alina nu putea să intre în camera televizorului, putea să-l vadă în altă parte treaba ei, dar nu era bine indicat să-l vadă. Așa că locul ei ar fi trebuit să fie cam pe scări, unde a stat la câteva meciuri ascultând meciul. Este din fundul local de superstiție. Da, păi numai așa. Toată lumea plasată la locurile lor. Deci, fetelor, voi mare merit n-ați avut. Exact. Ați depins de... Băi, a fost un întreg sistem, deci vă rog frumos, s-a organizat. Și acasă la Răzvan au fost discuții mari de tot. Deci mari de tot au fost discuții, pentru că nici Simona nu trebuia să... Adică venea, dar doar la goluri sau la time-out, atât. Dom'le, a funcționat brici. Brici a funcționat. Și vă spun că după aia, mă rog, în semifinale n-a mai fost așa bine. Și drept dovadă că... Na, noi am plecat în Danemarca atunci, am luat niște bilete foarte scumpe. Și la avion și la hotel. Nu vreți să știți cum e un hotel în Danemarca în zi de campionat mondial. Păi, am ajuns și am stat împreună acolo. A fost foarte distractiv, dar meciul ăla l-am pierdut. Adică... Aia. Deci se vede că am muncit ceva. Dar altfel ne-am făcut prieteni formidabili acolo. Și de fiecare dată am trăit cu emoții, pasiune, stres, anxietate. Și ca să nu fie Cristina mai stresată de atât, ia ca e cum să te uiți la televizor la tine, te rog, poftim încoace. Cristina Neagu. Iată. Că florile. Flori. Stați să ne pupăm, că e ocazie rară. O să vină cineva să le ia. Da. Bună ziua tuturor! Salut. Vreau să vă spun că aproape că nu-mi venea să vin aici. Am distrat așa de tare din primul rând acolo și mi-a plăcut așa de mult să vă auz și să vă privesc. Cred că îmi stătea mai bine acolo. Ușor. Și încă n-am spus bancurile alea bune. Le-am auzit acolo, backstage. Da. Nu, că nu l-am spus pe ăla cu crucea roșie, nu. Stai, ăla e nou. Ăla e nou. Îl știu și eu. Nu, am eu altele. Da. Medicale, proaspete. Aflate azi noapte. Da? Bancuri cu medici. Da. Bancuri se spun în vestiar? Se spun, dar e mai greu când vorbești mai multe limbi, ca să te înțelegi. Eu le-am spus colegilor mele că în limba română sunt foarte amuzantă. Trebuie să învețe limba română, asta e. Excelent asta. Dar apropo, ce limbă se folosește în vestiar? La noi limba engleză. Da? Da. Ah, e clar, nu e amuzant. Limba engleză nu e amuzantă, că n-are atâtea subtilități ca limba română. Da. Eu aici, știți cum... Nu este în prezența unui anglist, totuși. Da. Știu că are o grămadă de subtilități. Nu, dacă vrei, mergem afară și îți spun vreo două pe care... La argotic, e adevărat, maghiara ne surclasează și pe noi și pe englezi. Da? În argoticul obscen, mai ales. Deci acolo ei sunt campioni europeni, dacă nu cumva mondiali. Eu am aici o listă, Cristina, are 3 pagini. Teoretic ar trebui să încep să citesc. Da. Știi că am vorbit, că nu mă întreb chiar toate alea. Păi nu. Câteva, doar ne simțim bine, nu ne stresăm. Nu era de întrebări, era de, cum să zic, de prezentare. Ah, ok. Asta... Merge. E de bine. Să ne apucăm.
Cristina Neagu, desemnată de 4 ori cea mai bună jucătoare a lumii, cea mai bună marcatoare din istoria campionatelor europene de handbal. Să știi că oamenii au muncit la documentare, dacă greșesc ceva, mă corectez, da? Că bănuiesc că știi. 303 goluri pentru România la europene, medaliată cu bronz atât la mondiale cât și la europene, 7 turnee finale de campionat mondial, la care a scris un total de 250 de goluri, cele mai multe la ediția din 2015, când evident a avut 63 de reușite, pentru că în 2015 ne-am uitat la televizor. Și din motivul ăsta am și pierdut semifinala. Nu? Să stai la telefon, da. Ai venit acolo. Exact, da. Așa. Este una dintre cele patru jucătoare care au mai marcat mai mult de 1000 de goluri în Liga Campionilor. A atins borna istorică în ianuarie 2023 la meciul cu Bietigheim. 213 meciuri, 936 de goluri la Naționala României. Așa e? Da? Am zis bine. N-ai numărat. A. Da. Ok, bă, ce bine că n-ai habar. Știi că sunt oameni care își țin... Și nu se poate verifica, e corect. Da. Măi, și aici am o lungă listă. Cea mai bună handbalistă anului, IHF, 2010, 2015, 2016, 2018. Cel mai bun debutant al anului IHF, 2009. Cea mai bună handbalistă română, 2009, 2010, 2015, 2006, 2017, 2018. Cea mai bună handbalistă de naționalitate română care activează în Liga Națională 2017, 2018, 2019. Serios că am trei pagini. Poți să țin trecem așa. Da? Trece. Ați înțeles cu cine stați de vorbă. Eu am curiozitatea asta. Acum ești într-o perioadă în care ești mai liber, așa te simți? Pentru că altfel, dacă erai la Națională, cred că azi nu erai aici. Exact. E... După mult timp, prima oară când nu merg la echipa națională, din alte motive, nu cele medicale. Dar să știi că mi-a prins bine să am câteva zile mai libere, să mă odihnesc, să am puțină grijă de corpul meu. Adică sunt ok, sunt împăcată cu lucrul ăsta. Ce faci într-o zi din asta, când într-o zi care e a ta? Păi acum chiar am fost plecată o zi la Brașov, m-am plimbat puțin. Niște aer curat, am vrut să ies puțin din chestia asta, din rutina asta cu antrenamentele, cu meciurile și bă, chiar mi-a prins bine. De obicei, nu prea mă plimb, poate merg la un film sau stau efectiv acasă să mă relaxez. Și dacă am mai mult timp liber, da, îmi place să călătoresc. Cum duci celebritatea? Că te duci la film, te duci să te plimbi, bănuiesc că te oprește lumea. Întoarce lumea capul după tine pe stradă, dar asta n-ar fi nimic. Selfie-uri, autograf, am și eu un autograf de cerut mai încolo. Cum faci? Îți place? Nu, nu-mi place deloc și când eram eu mică și îmi doream eu să fiu cea mai bună și nu mă gândeam că celebritatea vine și cu partea asta. Și e destul de stresant uneori. Nu pot să merg sub nicio formă la mall în weekend, când toată lumea este la mall. Și da, de multe ori oamenii întorc capul sau trec la jumătate de metru de mine și zic uite-o pe Cristina Neagu, ca și când eu n-aș auzi. E destul de stresant. Poze? Câte poze trebuie să faci? Așa, pe stradă și în mall mai puține. Dar simplu fapt că trec pe lângă mine și menționează numele și eu aud, deci, nu e cel mai plăcut lucru. Totuși te recunosc corect, te identifică corect. Pe mine mă confundă lumea cu tot felul. Și în România și în afara ei. Și în aici, asta nu știu. Poftim? Asta în afară nu știu. Și în afară. Deci aici am fost luat drept Dan Ciotoi sau Saddam Hussein. Pentru că nu s-a părut ok. Dar afară și am pe soția mea aici care poate confirma într-o stație de benzină. Nu se crede că am mașină, nu am, dar... Irina punea benzină, eu puneam banii de benzină și m-am dus la Tejghea acolo. Omul s-a uitat la mine, după care le-a spus tuturor celor care erau acolo, uitați-l pe Maduro. Da. Acum asta cu Saddam Hussein, sigur, e la acoperire. Ți-a întâmplat odată de două ori, dar cred că totuși cu Dan Ciotoi, nu? Cel mai des, da. Odată și cu El Chapo. În urmare, fi fericită. Dar ce faci când vezi, sunt afișe cu tine prin oraș în multe ocazii, mari de astea, au mai fost și mari, cât un bloc din asta, ți-ai făcut și tu un selfie cu un afiș din asta? Nu mi-am făcut nici. Eu te întreb pentru că s-a găsit în metro deasupra lui.
Da, da, da. Era, el era pe scaun și poza cu el deasupra lui și vezi că e un spectacol. Vezi că de săptămâna viitoare iar suntem amândoi în metro, putem să ne facem selfie cu noi înșine dacă mergi cu metro. Dar mergi cu metro, apropo? Nu. Nu? Nu, mergeam la un moment dat. Când eram junior în București, mergeam cu transportul public. E destul de complicat să merg cu metrou sau cu autobuzul, din punctul ăsta de vedere. Altfel, cred că ar fi mult mai simplu prin traficul din București. Dar cum arată o zi din viața ta așa, la mod obișnuit, dincolo de ziua asta care e liberă și în care, mă rog, vii și te vezi cu noi, cu oamenii? Ce... Da, păi de obicei eu așa mă văd cu voi sau mai merg pe la alte emisiuni. Da, sau... da, știu, știu. Păi dacă am două antrenamente, e practic zi completă. Cum ar veni 8 ore la birou. Am antrenament dimineața, de obicei avem și prânz împreună cu echipa și antrenament după amiază, adică nu ies din casă. Mă duc la prânz, stau puțin, mă relaxez acasă, plec la antrenament. Cum să zic, un antrenament de o oră și jumătate se transformă undeva la 4 ore. Te duci înainte, îți faci toate pregătirile, pentru că așa e când înaintezi și în vârstă și mai ai și vreo 5-6 accidentări. Trebuie să te legi peste tot, după trebuie să stai cu gheață, să faci recuperare, să faci masaj și pleci la 3 și ajungi la 8 acasă. Asta pare o zi complicată, da. Da, e asta, când avem două antrenamente, fix așa arată. Uite, te rog, Rad. Nu, avem o curiozitate legată de durere. Că eu, ca orice bărbat curajos, nu suport durere. Și poate tu o suporți. Ai durere, ai suferințe, ai accidentări, ai... Există tehnici, metode de a-ți controla, de a-ți domina durerea, de a face abstracție de ea? Ai așa ceva? E greu de spus. Ok, încerci să-ți ajuți corpul cumva, cu un antiinflamator, cu o injecție la un moment dat, cu o zi în plus de odihnă, mai sar peste un antrenament, te înțelegi cu antrenorul, înțelegi și el că ai anumite probleme. De exemplu, acum cu echipa națională, ai 3 zile libere, nu te duci direct acolo să te antrenezi să joci. Eu, sincer, din 2009, de exemplu, eu nu știu cum e să nu mai ai dureri la umăr. Adică din 2009, și pe cuvânt că nu exagerez cu nimic, dar atât de mult mi-am setat chestia asta, am știut că așa o să fie de când m-am operat și am zis: vrei să joci? Asta e situația. Pentru că oamenii mi-au zis, nu avem cum să mai reparăm, este prea stricat să putem repara, putem să te ajutăm cumva, dar e o chestie de mindset la mine. Da, la un moment dat, când deja doare și umărul, și genunchiul, și glezna, și degetul, și mai... la un moment dat ți se ia efectiv și zici, păi chiar am nevoie de o zi liberă, dar în rest așa mă dreg, cu câte un antiinflamator, cu gheață, cu masaj, mai sar peste câte un antrenament. Nu e chiar cel mai plăcut lucru, că mi-ar plăcea și mie, chiar și la vârsta asta, să mă pot antrena, să fac individualizare, că prin antrenament poți să devii mai bun. Dar am acceptat situația cu mulți ani în urmă și încerc să fac tot ce pot eu ca să pot să joc în condițiile astea. Și acum cât vorbim? Te doare și acum? Că ce, da. Că țin microfonul? Trebuie, încerc să lămuresc. Nu, mă doare deci, în mod special în condiții de efort. Asta explică și momentul plecării tale de pe tren cu punga de gheață. Când la fiecare meci tu ai o pungă imensă de gheață cu care pleci la vestiare. Da, la umăr, la genunchi. Eu, pe în ultima vreme am avut niște probleme la degetele, de la picioare. Tot felul de chestii, mă lovesc de tot felul de chestii, de dureri de care nu știam că există, dar na, ce să fac? Uite ce mușchi nou, ce încheietură, da. Ce încheietură nouă. Există un obicei, nu știu dacă toată lumea calcă în sălile de handbal, dar în special la meciurile de fete și la CSM, chestiunea asta, după ce se termină meciul, să intră destul de mult la autografe, adică spațiul terenului este și de foarte multe ori, sau de cele mai multe ori, vin copiii acolo să stea. Și e o situație în care tu trebuie să pleci, lumea te vrea să stai, să stai în, sau să rămâi acolo. Cum tratezi chestiunea asta? Mi se pare anormal, efectiv, să li se dea drumul oamenilor pe parchet.
cred că ar trebui făcut cumva, ei să stea frumos acolo în tribună, noi să mergem la poze și la autografe, pentru că la un moment dat vin, se îmbulzesc, efectiv mă împing, mă trag, tot timpul vin băieții, masorii noștri să mă ajute, face spațiu, veniți pe rând. Eu zic că, în general, încerc să stau destul de mult la poze și la autografe, în mod special când călătorim în alte orașe, pentru că acolo oamenii au ocazia să mă vadă o dată pe sezon. În București e mult mai simplu pentru cei care vin și la meciurile de Liga Națională, când nu e așa mare aglomerație, e mult mai simplu. Da, doar că la un moment dat vreau să merg la vestiar să am grijă de corpul ăsta tăbăcit și este un lucru pe care uneori oamenii nu-l înțeleg și îl asociază cu aroganță sau mai știu eu ce. Nu este cazul, pur și simplu încerc să mă recuperez cât pot de bine și de repede după meciuri. Dar trebuie să faci într-un interval de timp asta? Da, gheața, masaj, nu pot să pun gheață după 3 ore când ajung acasă, că nu, adică trebuie să pun imediat că se întâmplă inflamația. Aha. Deci asta face lucrurile cu atât mai dificile. O remarcă apropo de mers în țară, spuneai la un moment dat într-un interviu mai vechi că atunci când te-ai întors în țară, când ai semnat cu CSM, ai simțit o bucurie teribilă din partea publicului din România, că lumea venea cu 2 ore înainte la meci să te vadă, că era un lucru la care nu te-ai fi așteptat nicio secundă. Da, e adevărat. Încă de când ajungeam la sală, sala era jumătate plină, când ieșeam la încălzire, deja nu mai era niciun loc liber, oamenii mă aplaudau de când ieșeam la încălzire, a fost ceva impresionant, sincer, chiar m-a impresionat chestia aia și mi-a și plăcut deopotrivă, dar sigur am simțit dragostea românilor în momentul în care m-am întors la CSM București, la cote maxime. E în continuare? Eu zic că da. Să mai vii pe la sală, să vezi și tu cum e. Vin. Ce vă uitați la mine, domnule Enochescu? Vin, să știți că vin. Vin, nu m-ai văzut? Nu te uiți în tribun? Eu te-am văzut odată în sală. Mai văzut? Uitam la televizor. Și m-am filmat în partea acela. Da. Erai. Da. Eram eu. Dar voi ne vedeți pe noi din tribune? Nu pe mine, că bănesc că nu stăți după mine. Dar dacă... Depinde de moment. Uite, de exemplu, când stăm la aliniere și ne uităm, nu avem stresul meciului, pur și simplu ne uităm în tribună, e posibil să vedem. În momentul în care jucăm sau suntem concentrate, chiar dacă suntem acolo pe bancă, îți dai seama că nu mă uiți și zic, Cătălin, ai venit? Bun. Nu. Vin odată la câteva. Îți dai seama cât de mare e concentrarea. Fă comparația cu teatru. Când la un teatru în care tu nu calci, că ți-e frică la... act, actorul... E la subsol. Actorul vine până la un metru de tine. Deci mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Și nu te-a văzut. Și suntem prieteni. Și nu te vede. Tu te uiți la el, el se uită la tine, dar e în lumea lui. Aparent e cu ochii la tine. De fapt, e în altă lume, e în personaj, e în rol și cred că același lucru se întâmplă și în sport. În momentul în care a fluierat arbitru, la revedere public. Îl auzi, dar nu-l mai percepi vizual. Dacă îmi strigă măscării, l-auzi? Nu. Nu pot să te lași deranjat de sunetele din tribună. Că în momentul ăla deja îți pierzi concentrarea. Tu nu poți să mai faci lucrurile la 100% cum le poți face de obicei dacă stai să te gândești. De exemplu, mama mai vine uneori și îmi face cu mâna. Sunt la încălzire și fac și eu cu mâna, dar... Nu, de obicei suntem concentrate pe ce avem de făcut și trebuie să păstrăm concentrarea timp de 60 de minute cât jucăm. Ce mai spune mama despre recentele performanțe? Trebuie să știți că mama este un critic bun al Cristinei Neagu. Are un caiet de... Nu meci. Mai critic. Nu mai? Nu mai spune că am ratat 7 metri sau că am ratat prea multe. Nu, pur și simplu se bucură și ea de... A învățat, nu? Da, am învățat și mă lasă în pace, acum nu mai zice nimic. Ai ratat și tu 6, Cristina. Le număra înainte, da. Păi să știi că le numără și ăștia din ziar, aveam un citat aici. Da. Că da, ai fost la Odense, acum, nu știu, ți le număraseră, dar nu mai știu câte ai ratat. Uite, vezi, am uitat. Există o chestiune pe care o spui de fiecare dată și asta e apropo de educație și de investește în tine. Tu spui așa că dacă am 14 aruncări greșite, fii sigur că mă duc să o dau pe a 15-a fără emoții. E din tine sau e construită? Așa ai fost tot timpul sau ai făcut ceva să pui asta în mintea ta?
Sincer, nu mi-amintesc cum eram în perioada de juniorat. Știu că dădeam multe goluri și păratam destul de puțin. După care, cu siguranță, am avut în cariera mea atât de multe meciuri în care am jucat mai slab, am ratat. Dar niciodată nu am încetat să-mi asum responsabilitatea și să cred că pot să marchez următoarea aruncare. Nimeni nu e perfect și am impresia că deseori oamenii mă consideră așa un roboțel. Astăzi joacă CSM-ul sau echipa națională în trecut, Cristina trebuie să dea 10 goluri și 10 pase de gol, nu are voie să greșească, ea trebuie să facă totul perfect. E foarte greu de făcut lucrul ăsta și oricum din greșeli, din ratări, din meciuri pierdute înveți și te dezvolți și te îmbunătățești. Iar nu știu dacă am avut asta de la început, cu siguranță s-a și construit pe parcurs și a mai venit și cu experiența, dar știu că niciodată nu mi-a fost frică să arunc următorul șut, cu toată încrederea că pot să marchez indiferent că ratasem înainte. Dar nu-ți spune nimeni nimic dacă ratezi? Antrenorul poate să mă scoată din teren? O chestiune de detaliu, dar apropo de ceea ce spui, am asistat cu multă vreme în urmă la un antrenament al Naționalei, jucai atunci la Națională. Antrenorul, un foarte cunoscut antrenor român, și era rândul tău să făcea, să pregătea o schemă pentru tine, ai dat o bară gol în momentul ăla la antrenament și am auzit următoarea remarcă, era în spatele tău și a zis așa, jucați cu Ungaria a doua zi și a spus 10 din astea mâine și am rezolvat problema. Ăsta e un citat, adică ții minte exact ce a spus. Asta e o formă de presiune pentru tine? Adică și tu ca și mine ai auzit fix același lucru, ai auzit. Cu siguranță e o formă de presiune. Problema e că eu am auzit lucrul ăsta de, încă de când aveam 18 ani, nu la 25-30. Încă de când eram foarte tânără, eu nu aveam voie să greșesc. Colegele mele de 25 de ani erau tinere și trebuia să mai avem răbdare cu ele. Eu la 18 ani nu aveam voie să ratez. Pe de o parte, la vârsta aceea mi-a fost greu să gestionez presiunea pentru că nu știam cum și nici nu înțelegeam de ce sunt atât de multe așteptări de la mine la o vârstă atât de fragedă. Pe de altă parte, învățată de mică cu asemenea presiune, am învățat foarte repede să o gestionez. Deja la 21 pic de ani eram atât de obișnuită cu asta că nu mă mai afecta ce ziceau cei din jur sau așteptările care erau de la mine. Acum depinde de fiecare. Întrebarea e, oricare ar fi putut să gestioneze bine presiunea de la o vârstă fragedă sau ar fi fost prea mult? Sau... Ce răspuns ai dat? Slavă Domnului că am făcut-o eu pentru mine. Asta era și o întrebare a mea, apropo de presiune. Tu ai instituit la un moment dat, fără să vrei, fără să ți-o propui, un soi de dependență a Naționalei și echipei de club față de tine. Cum te simți sau cum te simțeai la Națională și cum te simți la club când lumea așteaptă, nu totul, dar foarte multe lucruri de la tine și de la celelalte, dar tu ești declanșatorul, de la tine trebuie să vină scânteia, de la tine trebuie să vină desprinderea. Cum gestionezi povestea asta? Pentru că în istoria sportului au mai fost câteva structuri de-astea dependente de un om. Argentina lui Maradona din 86. Ea depindea umbilical aproape de un jucător, care era genial într-adevăr. Tu ești o jucătoare ieșită din tipar și atunci cum te încarci sau negativ, pozitiv sau de niciun fel în momentul în care știi că lumea, publicul, colegele, antrenorii așteaptă atât de mult de la tine? Da, la un moment dat, după cum spuneam, când eram mai tânără și am văzut că lumea așteaptă foarte mult de la mine, eram la modul, păi, dar de ce se așteaptă doar de la mine? Inclusiv maica mea spunea, domnule, dar toată lumea așteaptă de la tine să arunci, să dai tu ultimul gol sau să dai tu nu știu câte goluri. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și eu mi-am pus întrebarea asta, după care mi-am dat seama că să fiu un jucător foarte bun care să poată să facă diferența, cumva lucrurile astea vin la pachet cu asta. Nu am mai simțit nicio presiune din punctul ăsta de vedere, dar ca să răspund, cred că e cumva o concepție greșită să depinzi într-o proporție foarte mare de un singur jucător.
pentru că și jucătorul poate să aibă zile slabe și atunci ce se întâmplă? Echipa pierde? Poate să accidenteze grav. Sau poate să accidenteze, exact, și atunci ce se întâmplă cu echipa? Cred că marile echipe care au făcut rezultate și fac rezultate, au jucătoare foarte bune care pot să facă diferența, dar fiecare jucătoare din echipa respectivă își face treaba foarte bine, astfel încât echipa să poată câștiga. Altfel e foarte greu să câștigi titluri, medalii și așa mai departe, depinzând de un singur jucător sau doi jucători. Ai avut idoli în handbalul feminin? Ai avut un model? Te-ai construit prin raportare la o glorie a handbalului feminin? Nu, dar apropo de investește în tine, am încercat mereu să fur de la toată lumea, am prins și foarte multe generații la echipa națională și inclusiv de la jucătoarea din străinătate, m-am uitat deseori la meciurile de băieți, am încercat să fur de la toți pentru a mă îmbunătăți, pentru a învăța, pentru a deveni mai bună. Și ce ai furat? Cred că e momentul mărturisirilor. O să zici, am văzut la cutare? Da, nu știu dacă o să zic acum nominal, dar am văzut exact, nu știu ce fentă sau nu știu ce pasă. Am venit și eu la antrenament, am încercat. Eu sunt genul ăla, vin la antrenament, încerc și plec acasă și zic, bă, nu mi-a ieșit prea bine asta, oare de ce? Cred că nu am făcut ceva bine cu brațul sau mișcarea sau viteza. Mă gândesc tot timpul la lucruri pe care pot să le fac ca să devin mai bună. Dar ești genul care face, repetă de mii de ori ca să iasă bine sau la tine e natural? Antrenoarea ta când erai mică spunea că totul venea natural în ceea ce te privește. Dar acum, totuși, la maturitate, 20 de ani mai târziu, cum e de fapt? Da, de obicei lucrurile mi-au venit natural. Singura chestie este că handbalul s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Adică ce jucam eu acum 2010 nu mai are nicio legătură cu ce se joacă astăzi. Totul este mult mai fizic, mai rapid, raportat la pregătirea fizică pe care o ai. Și atunci în toți anii ăștia a trebuit să mă adaptez și eu. Având și accidentările pe care le-am avut, a fost destul de complicat la un moment dat. Am învățat să mă antrenez mai bine, mai fizic, ca să pot face față handbalului din ziua de astăzi. Am văzut un film cu tine și am și râs la un moment dat, de fapt am râs de ce ai spus tu. Că ai spus așa, că îți lipsea un singur lucru ca să fii perfectă. Mai știi ce ai zis? O lovitură din lateral, cred că asta era. Că nu arunci niciodată cu brațul de jos, probabil că din cauza accidentării, din câte îmi dau seama. Da, am renunțat de-a lungul timpului la anumite stiluri de aruncare din motivul ăsta. Pentru că mă durea foarte tare umărul și, în fine, am încercat să-mi păstrez aruncarea din săritură, care este aruncarea mea cea mai bună. Și am renunțat, din păcate, la unele. Apropo de ce ziceam mai devreme, că mi-ar plăcea să pot să mă antrenez, să exersez în continuare, pentru că, așa cum vorbeați și voi mai devreme, oricând ai ceva de învățat. Deci nu ești perfectă? Nu. Te testam. Aproape. Dar ai văzut vreo jucătoare perfectă în jocul tău? De-a lungul anilor. Sau poate când erai copilă. Cineva la care să te uiți și să zici, păi... Nu cred că există jucători perfecți. Am văzut jucătoare senzaționale, de geniu, cum... Exact, dar nu există jucătoare perfecte și la fel. Poate Anya Anderson în handbalul de astăzi n-ar putea să joace, pentru că stilul era total diferit în trecut. Aveai timp să mai dai o pasă pe la spate, să mai faci nu știu ce trick. În ziua de azi, dacă te-ai uitat puțin peste umăr, deja mingea e în poarta ta, adică nu mai ai timp de nimic, se joacă altceva. Deci comparația, că lumea se uită prin comparație, cine a apucat să parcurgă mai multe etape ale vieții. Nu încetez niciodată să-mi aduce aminte. Ceasul meu. Da, și tu mi-aduci aminte mereu câte kilograme am. Deci revenind la întrebare, comparația dintre tine, așa se uită foarte multă lume și zice, băi, ele două sunt cele mai mari din istoria sportului ăsta. Anya sau Cristina Neagu? E și Bojana Popovici. Niciodată. Și probabil că au mai și fost înainte, eu nu le-am văzut jucând. Deci comparația cu Anya este un pic nedreaptă din punct de vedere al momentului. Cred că nu poți să spui că există o jucătoare care e cea mai bună din istoria handbalului.
sunt jucătoare care în momentul generației lor au fost vârfuri de generații în momente diferite, în stiluri de handbal diferite și dacă și pentru că oamenii spun că mă aflu și eu printre ele, deja pentru mine este o mândrie extraordinară și o onoare. Dacă care e sentimentul când ți se spune că ești nu cea mai bună din lume acum, ci din toată istoria lumii într-un domeniu? Pentru că ți se spune. Înseamnă că am făcut ceva bine. O crezi? Da. Nu că ai făcut ceva bine, că ești... Că de bine ai făcut bine, că uite, că ești cu noi aici. Păi dacă o spun oamenii, o cred. Pentru asta am făcut handbal în fiecare zi, am muncit în fiecare zi, am făcut sacrificii să ajung la nivelul ăsta. E adevărat că ai spus la un moment dat în copilăria ta mică, 12-13 ani, cu un fel de, nici nu știu cum să descriu, dar cu un fel de răutate de asta pozitivă, las că mă întorc eu și o să fiu cea mai bună din lume, că le-ai spus colegilor tale că o să fii cea mai bună din lume când aveai vreo 12-13 ani? Așa, vreo 13-14, să nu zicem chiar 12, că atunci m-am apucat de handbal. Ok, deci la 13? Da, nu știu, da? Dacă eu credeam în chestia asta, probabil cei din jur credeau că sunt naivă, dar am crezut și mi-am setat lucrul ăsta și la fix 10 ani de când am zis treaba aia, de când m-am apucat de handbal, de fapt, am și reușit. Asta mi se pare formidabil, că ți-ai setat, adică chiar să-ți propui să fii cel mai bun din lume, nu-i foarte curajos? Sau nu? Păi, sport e ceva foarte normal, pentru că sportul e prin excelență concurențial. Adică pot exista competiții între contabili, dar fiecare în biroul lui nu-i vede lumea. Da? Nu există clasamentele contabilor sau ale jugravilor. Dar în sport, sportul înseamnă clasament, păi, înseamnă fii atent. Rezultat, înseamnă performanță. Sunt jucătoare la echipa națională acum, foarte tinere, care spun, da, vrem să fim mai bune decât Cristina Neagu. Cine a îndrăznit? Sunt. Dă-ne adresa. Sunt. Hai să mai vorbim asupra acestui fapt. Nu, dar e o diferență. Mulți copii visează. Toată lumea din sala asta a visat la un moment dat că o să facă un lucru extraordinar. Să facă sport, să cânte. Nu știu, a existat raportare la o personalitate enormă din sport. Toată lumea în anii 70, toate fetele voiau să fie Nadia. Toți băieții sau... 90% dintre ei, la începutul anilor 70, sfârșitul anilor 60, voiau să fie Ilie Năstase. Când jucam fotbal prin parcuri, dinamoviștii aveau tricouri pe care scria Dudu, cu cretă sau cu markerul sau cum mai știu eu ce. Deci raportarea asta la vârfuri a existat dintotdeauna și lucru cel mai firesc din lume. De asta încerc să spun că, da, există raportare, există vis, dar tu spui un lucru complet diferit. Că tu ți-ai setat chestiunea asta, adică un pic mai mult. Adică există un drive interior aici pe care ai construit altfel decât restul muritorilor. Da, și sincer nu mă uitasem niciodată la handbal până în momentul ăla. Adică era greu să-mi propun să fiu ca cineva pentru că nu știam. Chiar nu știam. Nu știu, eu poate naivitatea mea de copil, poate, nu știu, aveam... Plată și la ambiție, poate? Aveam așa o încredere că pot să... Și faptul că mergeam la antrenament și totul mi se părea atât de simplu. Orice făceam, îmi trebuia o zi și gata. Deja știam să fac lucrul ăsta, doamna profesoară, care e următorul lucru? Și am simțit, efectiv am simțit. Asta pot să zic, că era în sufletul meu și n-am zis-o. Am zis-o, da, dom'le, vreau să fiu cea mai bună. Ce simplu e. Asta înseamnă însă și o investiție în tine, mai ales la vârsta maturității, pentru că la un moment dat, sigur, atunci când ești copil, vine totul dintr-un imbold. Dar după asta, pe măsură ce te maturizezi, înveți că trebuie să adaugi niște lucruri, la, măcar la gândire, la educație, la modul de pregătire fizică. Dacă e să numești un lucru sau două pe care în decursul acestor ani l-ai învățat, de la tine sau de la alții, prin descoperire, care ar fi acela care să te ajute la traseul ăsta de cel mai bun din lume? Până am ieșit cea mai bună din lume? Ai ieșit de mai multe? Nu, prima oară, da? Am investit timp, în primul și în primul rând. În momentul în care copiii mergeau la joacă, eu mergeam la antrenament. În momentul în care ei spuneau hai afară să facem nu știu ce, eu trebuia să mă duc la școală, după școală la antrenament. Cred că ăsta e lucrul cel mai important pe care l-am investit în mine. Timp,
Și apoi foarte multă muncă și da, legat cumva de sacrificiu, pentru că am renunțat la tot, efectiv la tot, am fost la modul ăsta, am zis eu vreau să fac asta și nu m-am dat înături nici măcar o secundă. Nu mă interesa că copiii se duceau afară, că se distrau și mie îmi plăcea foarte mult să ies afară. Eram genul ăla de copil, toată ziua afară, mă cățăram, săream, aruncam toate jocurile copilăriei, mă jucam, îmi plăcea să câștig, bineînțeles. Dar eu când, în momentul în care mi-am setat asta, pentru mine n-a mai existat altceva, în afară de școală și handbal, adică efectiv nu a mai existat altceva. Vitrinele cu prăjituri nu te-au tentat? Nu, și nici nu sunt pofticioasă așa de fel. Asta e un avantaj. Deși ar putea să fie, că alergă măcar 3-4 Păi nu, că atunci când eram micuță, mergeam la echipa națională și mă trimiteau acasă și îmi spuneau mai mănâncă, băi, și tu, că te suflă vântul, așa vrei să ajungi handbalistă? Deci nu era cazul, puteam să mănânc și prăjiturile, că nu. Da, apropo, despre mâncare trebuie să înveți în profesia ta. Adică, de la fraza asta, bă, mai mănâncă și tu, acum trebuie să mănânci, bănuiesc unui calendar sau ceva, ți se pune în față ce trebuie să mănânci acolo, măsurat, nu? Da și nu. Poți să mănânci și măsurat și să și recomand adolescenților să apeleze la un nutriționist, pentru că e foarte important să știi cum și în ce fel să mănânci. Mai poți să și păcălești uneori, nu e nicio problemă. Așa, în vacanță nu se întâmplă nimic, mai ales când ai o anumită experiență, știi de ce ai nevoie, știi ce ai de făcut. Dar într-adevăr, dacă atunci când ești adolescent mănânci mai fast food și mai știu eu și bei numai Coca-Cola și te culci la două noapte, e greu de crezut că poți să ajungi să faci sport la cel mai înalt nivel. Poți să ajungi la un anumit nivel cu talentul, că noi zicem mereu că eu sunt talentat, merge și așa. Dar nu poți să ajungi la cel mai înalt nivel. Există o fotografie celebră cu un fotbalist, nu-i dăm numele. Celebru? Cunoscut, foarte cunoscut la noi, acum joacă afară, care este pozat undeva în creierii nopții, la o coadă la șaorma, cu o sticlă de 2 litri de Coca-Cola în mână. Și te întrebi... Ce avea în sticla de Coca-Cola? Coca-Cola! Te întrebi, apropo, de felul în care ai grijă de tine și îți planifici o hartă a performanței. Aveam să întreb altceva pe Cristina. În momentul în care echipa e în vârf și produce rezultate, elogiile publicului, adulația publicului se revarsă dinspre lider spre restul echipei. E Cristina și după aia vin ceilalți, care sunt meritorii, dar care nu sunt la nivelul tău. În momentul când echipa începe să dea rateuri, când lucrurile nu mai merg bine, aceiași adoratori devin critici, devin agresivi uneori și încep tot cu tine. Cum recepționezi lucrul ăsta? Cum te comporți în fața schimbărilor ăstora de atât? Păi, vezi, ăsta e reversul medaliei. Atunci când câștigi și toată lumea spune în mod principal de tine că ești cel mai bun, că ai dat nu știu câte goluri și mai puțin menționată echipa, ceea ce cred că este nedrept, pentru că într-o echipă fiecare are un rol important. Da, cu toții ne dorim să jucăm 60 de minute, să dăm 10 goluri și să facem cele mai bune lucruri pentru echipă. Dar și dacă intri 5 minute și îți faci treaba foarte bine, ești la fel de important ca și cel care joacă 60 de minute din punctul meu de vedere. Și da, reversul medaliei e că atunci când echipa pierde, ești cap de afiș. M-am obișnuit și cu asta. E un pachet complet așa, care vine cu atunci când câștigi totul super, ești erou național și așa mai departe, și atunci când pierzi, ești pus la zid. Suferi când citești lucruri despre tine? Încerc să nu prea citesc, mai ales că de când cu tehnologia asta, cu social media, oricare om din spatele unei tastaturi are o părere și mulți dintre ei pot spune lucruri răutăcioase. Încerc să mă concentrez pe infinit mai mulți oameni care mă iubesc, care mă apreciază și care sunt alături de mine și într-o zi mai proastă. Asta e învățat sau vine de la tine? Că e important. Ăsta e un mesaj de transmis chiar și domnului Paraschivescu, care citește comentariile de pe Facebook. Este și că e dureros. Și răspunde câteodată. E suficient de prost dispus. Deci, răspund doar atacatorilor. Explică-i cum ai făcut, că nu...
la un moment dat citești, că citești și când vezi că se repetă lucrurile astea, când câștigi, e frumos să citești pentru că sunt acolo mii de mesaje de apreciere și când pierzi, sunt și lucruri mai puțin frumoase și la un moment dat citești, vezi ce se întâmplă și zici, bă, azi nu mai intru pe Facebook, am pierdut. E mai sănătos să nu intru. Dar de-a lungul timpului să știi că mulți antrenori ne-au spus, inclusiv la echipa națională, după înfrângeri și așa mai departe, nu mai citiți presa, lăsați-i să vorbească, voi concentrați-vă pe ce aveți de făcut. Dar, repet, nu era așa înainte. Înainte, dacă citeai ziarul, ok. Dacă nu, n-aveai unde să citești. Acum, absolut toți oamenii au o părere de spus sau de scris acolo și au la poza de profil un peisaj cu muntele. Adică nici măcar nu știi cine e în spatele acelui profil. Ții minte pe fotbalistul care a fost întrebat ce părere are despre ce a scris nu știu cine și a spus, cum se spune de obicei, eu nu citesc presa și oricum ăla care a scris articolul e un mincinos. Nu pot să spun că nu aflu despre articole și așa mai departe, pentru că da, exact, mai îmi trimit, mai uite ce a spus ăla, uite ce are ăla, dar încerc să le pun acolo undeva pe cât posibil, pentru că na, nu-i plăcut, nu poți să zici acum că e plăcut să vezi că cineva te înjură sau scrie lucruri urâte despre tine. Da, e bine că ai depășit momentul, adică e o rețetă pe care ar trebui să o aplice multă lume care e în spațiu public și e bine de spus oamenilor că toate lucrurile astea rănesc, indiferent de persoana care îi le adresez. Toate lucrurile astea rănesc și devin un bagaj emoțional destul de complicat de trecut. Apropo de chestiunea asta, ți-a sărit în apărare Gică Hagi, tot de la comentarii din ziare sau de pe Facebook. Zice, domnule, știi ce a zis? Da, nu, da, citesc eu aici. Cea mai bună handbalistă din lume. Messi al handbalului. Aici a dat-o de gard, că nu-i place comparația. Așa e? Trebuia să o lege cumva de fotbal. Că... A, așa. Da. V-ați mirat? Messi e un fel de Cristina Neagu al fotbalului. Elegant. Elegant, frumos. Eu din tabăra ronaldistă, ce era să mă, care așa să mai ricanez și eu un pic. Că da, personajul acela a trecut pe la voi, da, la Real Madrid, da. Așa, v-ați mirat de ce câștigă 300 sau 250 de mii de euro? Atâta e? Dar ți-am spus mai devreme, ce vrei să spun tuturor? Nu știu, i-am zis când l-am văzut pe domnul Inochescu, am zis, v-a crescut bugetul. Ar fi bine să fie adevărat. I-am spus două lucruri, ați slăbit și v-a crescut bugetul. Da. Revin la declarație. Ea trebuia să câștige 1 milion pe an, spune Gică Hagi, 2 milioane pe an. Chiar așa ne ducem în jos până unde? Messi al handbalului, cea mai bună sportivă din lume, oare cât câștiga dacă era în altă parte? E incredibil câtă invidie și câtă răutate când de fapt ea trebuia să fie cea mai bine plătită, să aibă 5 sponsori cei mai mari din România. Dacă e cea mai bună din lume și noi eram invidioși, de ce câștigă ea 250 de mii? Este incredibil, conchide fostul capitan al naționalei. Da, și mesajul ăsta, bănuiesc că într-un fel ți-a adresat și ție, adică e o încurajare care vine... Da, și mulțumesc mult, că Hagi este cumva unul dintre apărătorii mei așa în spațiu public. De fiecare dată când a avut ocazia să spună ceva despre mine, a spus într-un mod pozitiv. Și pe lângă asta mi se pare fantastic ce reușește să facă acolo la Constanța, cu Academia. Apropo de ce înseamnă să faci un proiect pe termen lung, în care să crezi, în care să crești copiii și la un moment dat să formezi o echipă care poate să-ți câștige un titlu național, așa cum a câștigat Viitorul, Farul. Da, și doresc mult succes. Pe calea asta chiar vreau să-l invit la unul dintre meciurile mele, pentru că, din păcate, nu o să mai aibă foarte mult timp la dispoziție să se uite, dacă se uită. Și da, e un om extraordinar care a făcut multe lucruri în sportul românesc și mulțumesc că am parte de susținerea lui. Și nu întâmplător, susținerea vine din partea fostului lider al unei echipe care putea să te scoată din papuci și să te extazieze. Naționala de handbal fete și CSM-ul sunt echipe care la rândul lor te duc
de pe culmile entuziasmului în depresie. Ceea ce este bine. Marele pericol cred că vine din partea acelor echipe care băltesc, care nu mai provoacă nicio reacție, care nu te exasperează, nu te enervează, nu te scot în stradă, nu te fac să vrei să arunci televizorul. Pur și simplu, stau acolo pe linia minimei rezistență, nu produc nicio impresie, nici rezultate nu prea produc, pe când, uitându-te la Naționala în care a jucat Cristina, la CSM, la alte echipe de genul ăsta, simțeai că ești parte din poveste. Sigur, prezența ta nu conta, era ornamentală și insignifiantă, dar erai acolo. S-a demonstrat că ea conta prezența. Da. Bine, cu excepția voastră. Ori asta mi se pare un lucru salutar, să creezi emoția asta enormă, care câteodată basculează dinspre pozitiv înspre negativ, dar care te ține lipit de o echipă, de identitate, te face să-ți dorești să fii acolo cu echipa. Da, chiar ăsta e sentimentul. Știți când mie personal mi-a datorat o telecomandă de Panasonic. O rezolvăm la un moment dat. Nu o să-ți fie dor de sentimentul ăsta la Națională? Că ăsta e sentimentul. Că toată lumea la un moment dat, indiferent de câte televizoare am spart, am aruncat, ce draci am avut, dar toată lumea venea acolo. Adică e un mare eveniment în țara asta când joacă Națională de handbal. Da, și înțeleg perfect sentimentul și noi aveam cumva ca jucători acel sentiment că dăm speranțe oamenilor că putem face ceva în luna decembrie, înainte de sărbători. Nu știu, cumva în ultimii ani îți dai seama că orice om, ca orice sportiv, mi-am plănuit puțin cariera și știam că momentul ăsta o să vină. Sigur că îmi doream să joc, era ultimul campionat mondial la care participam și am avut parte de accidentarea asta la genunchi. Am făcut tot ce a ținut de mine, nu am reușit să mă recuperez la timp. Am încercat să intru în teren, dar nu am putut să joc. Cu siguranță o să-mi lipsească echipa națională, așa cum o să lipsească și handbalul când nu o să mai fiu pe teren, dar sunt împăcată cu gândul. Cred că am reușit multe lucruri frumoase la echipa națională. Am câștigat 2 medalii, am fost în câteva rânduri aproape să mai câștigăm și altele. Din diverse motive nu am reușit, dar întotdeauna am mers la echipa națională. A fost cea mai mare mândrie, cea mai mare onoare să cânt imnul și clar, țin pumnii echipei naționale și îmi doresc să se întoarcă acolo sus și să provoace aceleași emoții de care vă vorbiți și voi și eu o să fiu fanul numărul 1. Ai văzut meciurile astea de acum când s-a jucat fără tine în premieră, cum ar fi? Sincer, nu am văzut meciul de miercuri pentru că am avut antrenament. Și chiar am întrebat, zic, avem antrenament de la 5. Nu cântăm imnul înainte. Dar o să mă uit duminică, nu? Mâine. Am înțeles că joacă returul și o să mă uit. Chiar sunt curios să aud ce crezi despre noua națională și cum joacă ea. Da, e interesant că ai spus că ești împăcată. Citeam în Neînvinși, proiectul care ne-a dus la un loc aici, că dorința ta, cel puțin când ai scris rândurile alea cu ajutorul Andrei Giuclea, dorința ta a fost totuși să ai aur. Și asta, de asta ai tras atâția ani de tine, să fii acolo, pentru că aur. Aurul ăla n-a venit. Păi, azi îmi dau seama de ce n-a venit. Pentru că la meciul cu Norvegia, din semifinala campionatului mondial, ai venit acolo în loc să stai la telefon. Și noi am pierdut în prelungiri, la limită, îți dai seama că era la telefon, nici măcar nu intram în prelungiri. Și noi ăștelalți speram ca proști. Nu, lăsând gluma la o parte, clară, ăla a fost momentul în care am simțit că am fost cel mai aproape de aur la modul că dacă am fi câștigat semifinala împotriva Norvegiei, echipa era mai bună și mai închegată decât echipa Olandei pentru finala mondială și cred că am fi reușit să câștigăm aurul. Rămâne regretul ăsta, dar pe de altă parte am reușit alte lucruri frumoase. Da, ăsta a fost poate cel mai mare vis al carierei mele, să câștig aurul cu echipa națională. Am făcut de fiecare dată tot ce am putut pentru asta. Din păcate, nu s-a întâmplat. Nu am ce să schimb. Rămâne, e cumva un regret, dar știi cum se spune, nu am regrete. Mai curând o apăsare. Avem... Întreb ceva? Da.
în viața fiecărui sportiv, mai ales de top, există mari perioade de detentă și unele nedreptăți de care ai parte. Nedreptăți mai mici sau mai mari. Ții minte vreo nedreptate din sport care ți s-a făcut și care te-a apăsat cel mai rău? Și nu ne referim la comentarii răutăcioase de pe forumuri. Poate cumva la începutul carierei, apropo de ce spuneam mai devreme, când mergeam la echipa națională, simțeam că am valoarea necesară la nivel de junior și tineret și oamenii făceau mișto de mine și mă trimiteau acasă după ce stăteam toată vara în cantonament. Mă trimiteau acasă când aveam și noi niște meciuri amicale și spuneau că hai băi, că ești prea slabă, te suflă vântul, mai mănâncă, mai ai timp și așa mai departe. În rest, nu, și nici n-aș vrea să menționez poate anumite meciuri legate de arbitraj sau așa mai departe, pentru că nu consider că a fost ceva personal. Nu, aș putea spune că nu. Ca să te consolez, la un moment dat, prin anii 80, la poarta Politehnicii Timișoara, care exista pe vremea aia, nu doar faptic și scriptic, a bătut un cetățean. Slăbut, zvelt, așa, și a vrut să joace acolo. Iar medicul echipei a spus ceva de genul: dacă avem nevoie de schijă, le luăm de pe front. Și l-a expediat pe tânărul ăla, care a plecat și și-a găsit rostul în altă parte. Îl cheamă Miodrag Belodelici. Ai slăbuț, are... Slăbuț, e adevărat. Da. E bine, lasă. Te-a jucat și acum. Și Obi Michel a trecut pe la Rapid, nu? Și desigur, clasica întrebare, dacă tot ai crescut în Ghencea, care este adevărata steaua? Nu trebuie să răspunzi, eu cap Mersi.